Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea ZF Deschiderea de astăzi. Voi discuta în continuare cu Cristian Găvan, fondator și acționar majoritar al MAM Bricolaj, în contextul în care furnizorul de materiale și accesorii pentru mobilier urmează să înceapă tranzacționarea la Bursa de la București pe piața Aero. Vom discuta câte ceva despre listare. Bună dimineața, domnule Găvan, bine v-am găsit! Bună dimineața tuturor, bine ne-am întâlnit! Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Înainte de a discuta mai multe detalii legate de listarea MAM Bricolaj, voi realiza eu un scurt rezumat al sesiunii bursiere de ieri de la BVB. Așadar, indicele principal BET a urcat pentru a treia sesiune la rând joi cu 0,36%. Am ajuns, iată, la o creștere de 5,14% de la începutul anului, iar rulajul cu acțiuni a fost de 42,5 milioane de lei, cele mai lichide acțiuni fiind Banca Transilvania, 5,8 milioane de lei, acțiunile au urcat cu 0,9%, fondul proprietatea, unde am avut tranzacții de 4 milioane de lei, nicio dinamică a acțiunilor, și Nuclear Electrica, 3,1 milioane de lei rulaj, avans de 2,93%, care o plasează de altfel și pe primul loc în topul aprecierilor. Pe următoarele locuri s-au poziționat RomCarbon cu un plus de 2,08% pe tranzacții de 485.000 de lei și Farmaceutica Remedia, creștere de 1,6%, rulaj de 55.800 de lei. La polul opus regăsim turism, hoteluri, restaurante Marea Neagră, unde avem scădere de 2,4% și tranzacții de 132.000 de lei, Bitnet Systems, minus 2% și rulaj de 650.000 de lei, și Iare Brașov, scădere de 1,7%, rulaj de 101.000 lei. Domnule Găvan, revin la dumneavoastră și la discuția despre MAM Bricolaj. În septembrie anul trecut, Trade Villa a închis anticipat un plasament privat de acțiuni la prețul maxim din ofertă de 20 de lei pe acțiune. Au fost atrași atunci 8,5 milioane de lei de la investitori. Țin minte că plasamentul privat a fost încheiat în doar câteva minute, 3 minute dacă nu mă înșel, cu o rată de subscriere de 76%. Deci un interes, să zic așa, ridicat din partea investitorilor. Când sunt așteptate acțiunile MAM la tranzacționare și ce așteptări aveți de la prima ședință sau de la acest început în ringul bursier? Pe 21 ianuarie va fi prima zi de tranzacționare pentru acțiunile MAM Bricolaj. Am emoții pentru că este un nou început pentru MAM Bricolaj. S-a listat, lucrăm de vreo 3 ani de zile la acest proces ca să ne punem la punct cu procesele interne, cu procedurile, să devenim competitivi pe această piață care are câțiva jucători foarte mari și am niște fluturi în stomac, ceea ce cred că îi dă bine, altfel ar însemna că nu mă interesează și mă interesează foarte tare ca să fie în continuare un succes, pentru că muncim, chiar muncim și din greu, muncim și cu drag la această companie. Ne place ceea ce facem, iar rezultatele se văd. Deci așteptările mele sunt că să fie pe creștere, interesul să fie în continuare crescut, pentru că au rămas o mulțime de investitori care nu au apucat să subscrie. S-a încheiat foarte devreme. Interesul crescut, sper să se vadă și în continuare. Și acum din ianuarie, februarie și în următorii ani. Deci pe 21, mai puțin de o săptămână, vor intra la tranzacționare acțiunile. Spuneți că vă așteptați să intre la cumpărare și cei care nu au apucat să subscrie. Vreau să vă întreb ce politică de remunerare a acționarilor intenționați să adoptați? Dividende, acțiuni gratuite, un mix sau niciuna? Care ar fi politica? Încă de la început, în memorandumul de prezentare al societății, investitorii au știut că nu vor primi în primii 2 ani dividende și că toți banii vor merge către dezvoltare ca să putem să acoperim o piață cât mai largă. Deci investitorii vor fi recompensați prin acțiuni gratuite, astfel încât să simtă și ei o recompensă și să, cum să zic, să
fie mulțumiți că noi investim în continuare și că activitatea, cifra de afacere a companiei va crește și ulterior va crește și profitul după această creștere. Evident că în fază de creștere, când suntem în investiții, profitul va fi ponderat, iar cifra de afaceri va crește cu siguranță. Apropo de profit și de cifra de afaceri, știu că în timpul stării de urgență și în perioada următoare au crescut foarte mult vânzările online, în cazul Mam Bricolaj de asemenea, și ați raportat creștere de circa 32% a afacerilor și un profit mai mare cu 60% la 9 luni din 2020. Cum ați încheiat anul? Cum arată situația financiară pe 2020? Noi suntem mulțumiți. Anul s-a încheiat cu o creștere consolidată de plus 33% față de 2019. Nu este ușor să susții o astfel de creștere când clienții te asaltează, iar echipa din subordine e obișnuită într-un anume rit, adică o creștere de 15-20%. Noi ne propusese o creștere de 20%. Iată că s-a întâmplat să fie 33% acțiunile noastre de promovare. Rețeta de produse pe care o avem și o oferim clienților este de succes. Ne-am adaptat din mers, cu toate că a fost un an greu, prin prisma incertitudinilor care pluteau în aer, nu știi, de la o săptămână la alta te închide, nu te închide, intră cineva în... Câți intră în concediu medical, dacă sunt atiști de virusul pandemic care a plutit în aer. Toate aceste incertitudini nu sunt ușor de dus pentru un proprietar de afacere sau pentru oamenii din conducere, pentru bordul Mam Bricolaj. Toate astea am reușit să marcăm o creștere de 33% a cifrei de afaceri care s-a apropiat. Suntem la câțiva leuți de 40 de milioane de lei. Avem un profit similar cu 2019, deci profitul nu a crescut față de 2019. Erau șanse foarte mari să crească. În schimb, a stat pe loc la același nivel din 2019, pentru că imediat după atragerea investițiilor de la investitorii privați, am și demarat programul de dezvoltare a afacerii. Astfel am achiziționat spațiul pentru magazinul numărul 3, care va fi situat în prelungirea Ghencea, care este o zonă de efervescență imobiliară și unde clienții noștri vor aprecia foarte tare prezența magazinului Mam Bricolaj. De asemenea, am început schimbarea utilajelor de procesare a panourilor din palme laminați și MDF, unele de generație nouă care vor asigura o productivitate mult mai mare și o calitate a produselor net superioară. În aprilie 2021 urmează să deschidem acest magazin din prelungirea Ghencea, iar apoi sperăm ca în iulie sau august să deschidem magazinul cu numărul 4, primul magazin din afara Bucureștiului, care va fi în Brașov. Evident, suntem toate acestea, magazinul numărul 4 se va întâmpla dacă situația sanitară și economică permite. Un antreprenor, vă dați seama, trebuie să fie foarte vigilent într-o situație plină de incertitudini, pentru că orice investiție presupune o amenajare a spațiului, presupune stoc de marfă, niște stocuri și niște licențe de calculator, niște oameni angajați. Dacă se schimbă situația economică, sanitară, o parte din investiții se pot pierde. Atunci, vigilența este cuvântul de ordine. Intenționați să păstrați această cadență de 2 magazine pe an, câte un magazin în fiecare reședință de județ? Cam acesta știu că era planul vostru. Da, intenționăm să păstrăm această cadență. Considerăm că putem să o ținem sub control. Vrem ca lucrurile să fie bine făcute și să nu facem pe repede înainte ca să iasă ceva greu de gestionat. Sunt niște timing-uri bine stabilite. Trebuie format o echipe, trebuie găsite spațiile care să asigure un VAT comercial bun sau foarte bun. Evreii au o vorbă, 3 lucruri importante la afacere sunt VAD-ul, VAD-ul, VAD-ul. Iar pentru 2021 ce ați bugetat în privința rezultatelor financiare? Care ar fi țintele și cum vreți să le atingeți? Pentru 2021
Am bugetat o creștere de 60% a cifrei de afaceri. Odată creșterea organică a celor două magazine deja existente și apoi veniturile obținute din cele două magazine noi. În 2020, bugetul de marketing a fost de 1,7% din cifra de afaceri și ne-am propus ca în 2021 să îl mărim până la 2,3% din cifra de afaceri. Astfel, suntem convinși că vom crește și numărul de clienți noi. Vreau să vă spun că am avut o creștere a numărului de tranzacții în 2020 de la 197.000 la 247.000. Deci o creștere aproximativ de 25% a numărului de tranzacții, ceea ce pe noi ne face mândri de rezultatele astea. Înseamnă că campania de promovare și-a atins ținta. În decembrie anunțați că MAM Bricolaj a preluat 50% din acțiunile Geomam Pal Group, o companie care se ocupă cu prelucrarea panourilor din PAL și MDF, la care aveați deja dumneavoastră 50%, tranzacție de 825.000 de lei. În prezent analizați și alte achiziții? E adevărat, am achiziționat această companie pentru a consolida afacerea MAM Bricolaj și a putea prelucra mai multe panouri din PAL și din MDF, care au o cerere foarte mare. Vine în tandem cu oferta noastră de proiectare mobilier și livrare în sistem do-it-yourself către clienți a panourilor gata, afinitate și găurite împreună cu proiectul aferent, astfel ca clienții să-și monteze foarte ușor acasă mobila dorită. Ne uităm în continuare după alte achiziții potențiale din piața noastră. Nu avem nimic în concret în acest moment. Suntem decis să inițiem niște discuții, dar nefiind nimic concret, nu am ce să anunț. Bine, ultima întrebare. Plănuiți și alte operațiuni pe piața de capital în viitor pentru finanțare? Știu eu, o altă emisiune de acțiuni sau poate chiar o emisiune de obligațiuni? Desigur că ne gândim la o altă emisiune de acțiuni. În toamnă, după vacanța de vară, este foarte posibil să se întâmple. Lucrăm la acest proiect. Dorim să atragem capital pentru dezvoltare în continuare, care să ne ajute fără mari presiuni bancare. Investitorii care văd oportunitate în MAM Bricolaj și în dezvoltarea MAM Bricolaj nu au așteptări imediate. Deci ăsta este răspunsul, da, ne gândim la o emisiune de acțiuni, nu ne-am gândit la piața de obligațiuni, rămânem fidel pieței de acțiuni. Bine, domnule Găvan, așteptăm acțiunile MAM la BVB, vă urez succes pe acest drum al bursei și creștere accelerată. Vă mulțumesc foarte mult, zi frumoasă! Mulțumim de prezență. Doamnelor, domnilor, încheiem aici ZF deschiderea de astăzi. Alături de mine a fost Cristian Găvan, proprietarul MAM Bricolaj. Vă mulțumim mult pentru atenție, pe data viitoare! Ai Alef News. Știu ce spun. Vaccinăm puțin, ținem dozele la congelator și nici platforma de programare nu prea merge. La noi, serul Pfizer vine în cutii de pizza. Cu capacitate să facem 100.000 de vaccinuri pe zi. Aproape 4 milioane de vârstnici nu mai au timp să aștepte. Cifrele nu mint, dar ei ne cam mint. Știu ce te interesează. America a fost umilită și pusă în genunchi. Simbolul puterii din Statele Unite, semnul democrației, Capitoliul, a fost asediat și batjocorit. Știu cum să te fac curios. Care e diferența dintre nume și renume? Dar Dorian Pop a decis să-și schimbe numele. Vrea să-l cheme Hâț. Că Hâț, uite, așa vreau să mă cheme Dorian Hâț Popa. Zici că e sughiță ăsta. Știu cum să te emoționez. Abia venit pe lume, Petru a luat COVID de la fratele lui care era asimptomatic. Bebelușul a avut probleme grave cu respirația, externat în aplauzele și lacrimile medicilor. Știu să conving. Costel Alexei e în pericol să schimbe din nou mediul. DNA îl acuză că a luat mită 22 de tone de tapi. Please allow me to thank. Nu înțelegem de ce Klaus Iohannis n-a dat niciun răspuns. Pentru să-l apere, nu să... e de la PSD. Știu să câștig. Final!
Iată-ne, glorioși! Eu te felicit pentru victorie. Știu, deci știi. Felix! Eu vreau să cred că am câștigat cu toții. Știu. Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă!